Steaua București va disputa duminică partida decisivă pentru promovarea în Liga a doua. După succesul realizat pe teren propriu cu CSEA Fumați, roșialbaștrii au ajuns la o serie de 10 victorii consecutive fără gol primit, iar atmosfera de la echipă este foarte bună înaintea returului cu ilfovenii. Sunt convins și eu și colegii mei că aceasta va fi ultima săptămână a Stelei în Liga a treia și ne așteaptă un meci greu și la Fumați, dar sunt convins că la sfârșitul meciului ne vom bucura împreună și cu suporterii de o promovare în Liga a doua. N-am primit gol, le mulțumesc pe această cale și colegilor mei care m-au ajutat, mă susțin și sper să nu primesc gol nici duminică și să reușim să câștigăm meciul, să promovăm. Nu numai noi ca fundași ne apărăm și ajutăm echipa să nu primim gol. Eu cred că cea mai bună apărare, vorbă vine, atac. Și atunci eu cred că e muncă care lucrăm în fiecare zi la antrenament, concentrată și sunt sigur că și duminică nu vom primi gol și vom reuși promovarea. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că mai avem până duminică să ne antrenăm bine și să mergem la Fumați, concentrați și sunt sigur că o să reușim și o să ne bucurăm cu toți la final. George Călințaru și Adrian Ilie sunt doi fundași care ajută mult jucătorii de atac, dar care se completează foarte bine și cu fundașii centrali, Dean Beța și Wallace da Silva. Cred că este important că nu am primit gol, lucru pe care îl facem de 10 etape, nu? Da, nu știu, și pentru mine este o provocare, dacă până acum trebuia să mă concentrez ca să dau gol sau să ofer pase de gol, centrări, acum să încerc să nu iau gol. Este o provocare și chiar îmi place. Eu am mai jucat la juniori. Jucam și mijlocaș și fundaș. De aceea nu mi-a fost atât de greu să mă obișnuiesc cu poziția asta. Doar că nu era o poziție pe care să o stăpânesc atât de bine. O să fie un meci greu, dar sunt sigur că vom avea o tactică bună și vom câștiga meciul. Suntem pregătiți de meci și sperăm să câștigăm. Asta e singurul gând. Nu contează că n-am luat gol până acum, important e să câștigăm și să promovăm. Toate reacțiile după partida retur dintre CSEA Fumați și Steaua vor fi în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.